termenul meu, dacă vreți, real de ieșire totală, e cam 2015. Eu vă spun o realitate, mă bazez pe lucruri economice, pe pârghiile economice și nu pe pârghiile politice. Deci e normal, este o criză economică în primul rând, că este și o criză politică, e cu totul altceva. Pe mine mă interesează criza economică. Să nu uitați că vin dintr-un sistem de economie reală. Dacă mergem pe ideea să vă dau de muncă, cum să vă dau eu de muncă, că nu e menirea mea să dau de muncă. Una. A doua, menirea guvernului nu e să creeze locuri de muncă, ci să genereze politici, să încerce să aducă investitori. Dar cum pot să aduc? Eu m-am chinuit de-a lungul timpului să aduc mulți investitori și vă spun fără glumă, din Franța și din multe alte țări. De foarte multe ori n-am reușit, în primul rând pentru că eram deficitar la infrastructură și suntem în continuare. În al doilea rând că forța de muncă românească în România se comportă într-un fel, afară se comportă altfel și este o realitate.